tineri încă din vremea liceului afinități politice. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Audiența. M-am întrebat retoric și se pare că evidențele nu lasă loc de interpretări și o să ne lămurească în această seară invitatul meu, un viitor om politic, cum îi place să spună. Este vorba despre Adrian Chiran, președintele Clubului Elevilor Liberale. Am spus bine președintele? Da. Liderul, șeful, cum îți place să ți se spună? Mai mult reprezentantul. Mai mult reprezentantul, dar ești lider. Da. Da, înainte să discutăm politica, așa din perspectiva politică, nu știu, tu discuți politică? Da, dar mai mult în cercuri de prieteni, mai mult prin oraș, când mai mă întâlnesc, mai mult la ședințe. Atunci vorbesc, dar la liceu nu vorbesc deloc politică, pentru că, unul, nu este bine și, doi, este împotriva regulamentului. Împotriva regulamentului, da. Sunt de acord cu regulamentul. Da, dacă ai niște principii sănătoase, eu salut ideea ta de a face politică și, dincolo de ce văd telespectatorii noștri, eu te cunosc pe tine și îți cunosc ambiția, te-am cunoscut cu ceva ani în urmă, de când performai în sport. Sunt curioasă dacă mai faci asta. Dar hai să începem cu o prezentare, așa, să-ți fac cunoștință cu cei care ne privesc, nu puțin la număr. Știi că ne privesc foarte mulți oameni și este un prilej să-i convingi de idealurile tale. Nu politice neapărat, ci, uite, în orașul ăsta gri și trist și amărât, să le răsară așa un sâmbure, să apară un sâmbure de speranță, măcar în subconștientul colectiv. Uite un tânăr care s-ar putea să facă ceva pentru noi. Și te întreb înainte de toate, te-ai gândit să pleci din țară? Nu. Nu? Nu. Nici pentru studii, nici pentru nu pentru știu nimic. Ce. Pentru nimic. Pentru nimic. Vreau să rămân în țară. Dacă sunt capabil să rămân în țară, să performez în țara mea, atunci voi fi în stare de orice. Da, curajos. Începutul e bun. Vreau să îți faci tu o prezentare așa. Câți ani ai? 17 ani jumate. Mulți înainte, mai ai puțin și ai drept de vot. La alegerile locale din 2016 voi avea, ceea ce mă bucură. Da? Ți se pare o miză? E o miză importantă din perspectiva voastră a alegerilor în 2016? Din perspectiva voastră a copii? Eu zic că sunteți copii. Da, este ca și în politică, miza cea mai mare este la locale. Și din perspectiva noastră a tinerilor, pentru că, nu știu, hai, pe mine poate mă interesează foarte mult președintele... politica la alt nivel. Da, parlamentarii, da. Europarlamentarii, dar mai, pe tineri interesează mai mult primarii, mai mult reprezentanții din comunitatea lor, fie că sunt din municipiu, fie că sunt dintr-o comună. Știi, eu când eram de vârsta ta, și nu cred, și n-am fost deloc ignorantă, am fost printre fruntașii liceului la care tu înflorești acum, la care tu înveți, ești elev la liceul Tudor Vianu, iubesc liceul Tudor Vianu, asta nu înseamnă că nu respect celelalte licee. Să știi că noi nu prea conștientizam cine e primarul, cine... Nu ne interesa foarte mult. Dar hai că asta este altă discuție. Vreau să spui despre tine, despre elevul Adrian Chiran. Așa, elevul Adrian Chiran, pur și simplu, ce-ți place? Sau ce vrei să devii în afară de om politic? Păi, după cum mă știți... că sunt și atlet de performanță, aș vrea să mă duc la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Mai întâi să-mi fac o bază, să încep, cred că voi începe cu o carieră sportivă, dar voi continua cu una politică și în paralel sau după. Ca elev, recunosc că nu sunt un elev numai de 10, mai am și note puțin mai mici, dar sunt un elev ok. Dar și... ce înseamnă aia să fii elev numai de 10? Serios acum. Să ai numai 10, să înveți foarte mult, să... Bine, și eu învăț, dar... Eu am văzut elevi numai de 10 clacând.
Da, și eu. Și eu cunosc foarte mulți. Da, e bine să lași câte puțin loc pentru, nu știu, orice activitate până la urmă și un sâmbure mic de politică. Da, știi că trebuie educat, inclusiv copilul, trebuie să conștientizeze importanța, dacă nu a politicii, a oamenilor care îi reprezintă. Despre cariera ta sportivă, spune-ne câteva cuvinte. De unde ai început? Când ai început? Am înțeles că este vorba, știm că este vorba despre atletism. De unde ai început și unde ai de gând să termini? Păi, am început în clasa 5-a, când eram la fotbal și nu eram pentru acel sport, dar tata a observat un lucru bun la mine, o calitate... Nu știu, că alergam foarte repede și prindeam mingea foarte repede, dar când ajungeam la minge mă pierdeam. Așa că mi-a zis să mă duc la atletism, să fac ceea ce a făcut și el și mi-a dat și sfaturi foarte bune. Și pot să spun că îmi place, m-am îndrăgostit de acest sport și... E greu. Este, dar ca în orice sport, ca în orice domeniu, ca în orice lucru, trebuie să depui foarte multă muncă. Ca să performezi. Da, ca să ajungi unde ți-ai dorit și am ajuns în lotul național. Da? Da. Ești din lotul național? Da, am fost selectat pentru lot, recunosc, nu m-am dus eu la antrenamente pentru că n-am avut timp, dar e o performanță, am fost selectat pentru lot. Și de ce n-ai avut timp, Adrian? Pentru că antrenamentele se fac la București, antrenamentele se fac chiar când am foarte multe lucruri de făcut în Giurgiu și... necesită foarte multe lucruri. Nu e problema de bani sau un lucru de genul, pentru că indiferent ce situație materială aș avea, părinții mei m-ar susține dacă ar vedea. Să știi că nu e chiar așa, să știi că sunt copii care excelează în anumite sporturi sau nu știu, nu neapărat sport, arte și așa mai departe și părinții nu îi pot susține financiar. Știu și asta este o problemă. Nu este cazul tău, dar asta este o problemă de care tu încă de acum trebuie să ții cont pe viitor, știi? Tu crești, vei merge la facultatea la care îți dorești, dar să nu uiți că, adică și uitându-te în jurul tău, sunt sigură că ai colegi care ar putea performa, dar nu-și permit, pentru că Giurgiu nu are o bază sportivă corespunzătoare sau nu știu, unde să faci performanță. Dar nu numai situația financiară a părinților este de vină, ci și comunitatea locală. Dacă noi avem dacă acum pista de atletism era terminată și nu cu copaci în mijloc, cum se zice, ci cu sector de lungime, cu sector de dis, sector de bilă, sector de suliță. Nu știu toate astea, dar... Giurgiu era în top la nivel de atletism în România. De ce? Pentru că avem atleți Avem buni, atleți nu? Foarte buni, avem pe Mani, pe Bodnaru Manfred, avem cu... Am văzut o domnișoară, fără posibilități materiale, antrenată de Sima. Da. Domnul Sima, de am văzut-o antrenându-se prin niște boscheți, alergând prin niște stânci, pietre, nu știu pe... n-am înțeles și n-a venit nimeni să o susțină. Ioana, pe care am și premiat-o la Gala Premiilor Cel Giurgiu, este... cel mai bun exemplu că se poate. Se antrenează prin parcuri, se antrenează pe teren la numărul 4, care este o suprafață dură și în timp poți să ai probleme cu genunchiul, cu gleznele. Domnul Sima a pregătit foarte mulți copii voluntar. Da. Voluntar, este un lucru de apreciat. Și mai mult decât atât, i-au pus piedici. Da, foarte multe piedici și... Da. A trecut prin multe, domnul Sima, antrenorul. Da, cum este viața voastră, a tinerilor, a adolescenților, acum, în Giurgiu? Te întreb, pentru că tu reprezinți în platourile TV Giurgiu, s-au perindat mulți tineri care păreau nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în orașul lor, fiindcă vedeau Bucureștiul, vedeau... E un pic frustrant să fii atât de aproape de București și totuși atât de departe. Nu putem fi niciodată ca acolo. Dar te întreb pe tine, cum este viața de adolescent, de
tineri, pentru că dacă mergem acum în oraș, când este vacanță, este ultima sută de metri a vacanței, bubuie terasele. Bubuie terasele de tineri. La terasă ce faci? Bei o bere, bei un suc, bei o cafea, mănânci o pizza, nu știu, socializezi, dar cât să mergi și la terase? Da. Dar ce mai faceți voi în Giurgiu? Uite, poate sunt lucruri pe care eu nu le știu. În afara faptului că atunci când mergem la cafea sau la bere sau la terase, sau la terase, stăm pe telefon. Sau nume. Așa. În afara... Este și asta o problemă cu care se confruntă toți românii, indiferent ce telefon sau din ce oraș ar proveni. Am observat foarte mulți tineri și pot spun de elevi, că sunt elevi, da. Care se strâng, și un lucru de apreciat, își formează așa o gașcă și se duc la fotbal. Bine, avem două terenuri acoperite, dar sunt și alea. Se duc la fotbal, se duc la tenis și am văzut că jocul ăsta de echipă, sportul ăsta de echipă sau cu adversari este foarte promovat de elevi și... Simt nevoia competiției, da, nu? Da. Da, la atletism nu este entuziasmul prea mare. Da, este dar, mai greu, am spus. În rândul adolescenților, copiii sunt foarte mulți care se duc la atletism sau la sporturi de gen unde alergă foarte mult, chiar și la lupte. Dar lucrul acesta l-am observat la foarte mulți elevi, că se duc, joacă fotbal, joacă un tenis de picior în parc, unii chiar și alergă și... De ce ar mai avea nevoie Giurgiu? Pentru că, uite, eu le spun telespectatorilor că într-o seară mă plimbam pe alea pietonală din centru, pietonală doar în weekend, și era un întuneric, nu știu, era o tăcere apăsătoare, deși era weekend, deși era urât, o atmosferă care mie nu mi-a plăcut. La un moment dat am auzit râsete pe pietonală se auzea din spate. Și atunci am văzut o masă de tineri așezați pe scaune, priveau un ecran mare, acolo rula un film, un cinematograf în aer liber. Ce m-a frapat? Lăsând la o parte, și te văd că zâmbești, știu că ai fost foarte implicat în eveniment, m-a frapat contrastul dintre ce se întâmpla acolo pe 20 de metri pătrați, pe o arie de 20 de metri pătrați, cât de tare contrasta cu ce se întâmpla în restul orașului. Deci, contrastul ăla pe mine m-a marcat. Și nevoia tinerilor, pentru că era un film american, dacă nu mă înșel, o comedie, cred. La prima ediție... Râdeau. Mică... Da, și poate a fost o parte pe care eu am prins-o. Și mi-a fost milă de copiii ăia. Mi-a fost milă și de copilul meu, mi-a fost milă și de mine, mi-a fost milă de Giurgiu, mi-a fost... Ce vă lipsește cel mai mult? Cum a spus, un cinematograf ar fi foarte ideal, pentru că foarte mulți tineri se duc la București să vizioneze un film anume. Da, sau... și film, am spune, vreau la film. Da. Vreau la film. Știu. În primul rând, dacă ar veni cineva la noi, ar aduna toți tinerii din Giurgiu și, băi, ce vreți? Toți am spune, am începem cu un cinematograf, indiferent. Da. Și în aer... Nu, dar v-a întrebat cineva ce vreți? Nu. Nu? Nu, trebuie să luăm noi inițiativă, cum au făcut și laud și este de apreciat ideea celor elevilor de la Nicolae Cartojan, care au luat inițiativă până la urmă și s-au dus acolo. Unde? În fața fostului cinematograf București. Da? Da, și au făcut un mic protest. Dar, oricum, și, nu știu cum să vă spun, și noi elevi avem o mică vină pentru că nu luăm o inițiativă mai mare, nu ne luptăm mai foarte fermă. Mult. Da. Păi, uite, hai să spun, voi nu trebuie, adică tu ești un luptător, dar nu trebuie să te simți vinovat și nu trebuie să spui noi avem o vină.
vina voastră, vina trebuie să vă asumați atunci când aveți putere de decizie. Voi nu aveți putere de decizie. Da. Doleanțele voastre sunt cunoscute. Noi suntem vinovați. Dacă cineva are o vină, aceea suntem noi. Adulții care ar trebui să schimbăm lucrurile, fiecare din perspectiva lui. Da? Eu strig, vreau, trebuie. Da? Cetățeanul de rând merge la vot. Executivul primăriei are frâiele în mână. Fiecare sentimentul ăsta de vinovăție s-ar putea să-ți creeze frustrări și atunci să te deturneze de la idealurile pe care le ai tu. Așa, și ce vă mai lipsește? Ăsta ar fi principalul motiv. Cinematograf. Da, și un cinematograf. Baze sportive? Da, o baze sportive. Nu știu, cred că cel mai bine ar fi din punctul nostru de vedere și, nu știu, să promovăm mai mult mișcare, ar fi să se termine pista de atletism, care, vă spun eu, nu se va termina nici după alegerile locale. De unde știi? Pentru că a fost un boom la început, facem nu știu ce, după n-a mai fost, după iar a fost, după au lăsat-o așa. Și nu știu dacă mai țineți minte la când era vechiul stadion, da, vechea pistă, seara după 5 veneau foarte mulți, Giurgiuveni, și eu am alergat acolo. Știu că eram mic, eram în clasa 8-a și n-aveam eu loc, da, să alerg pe pistă să-mi fac antrenamentul. Da, bine, da, atunci mă enerva un pic, dar acum e... Mă bucură, este, că veneau foarte mulți. Este imperios necesar. Așa este. Crezi că merită Giurgiu, oraș dunărean, un ștrand, un ștrand încăpător, unde să vină giurgiuvenii și să plătească foarte puțin spre deloc, pentru că, știi, nu toți oamenii, nu toți giurgiuvenii, sau nu toți, spun... prea mult. Foarte puțini giurgiuveni își permit să plătească un taxi până în port și acolo să plătească intrarea. Nu este o antireclamă la ștrandul, pentru că omul ăla a investit mulți, da, bani acolo și trebuie să scoată. Dar merită Giurgiu un ștrand? Pentru că am fost în orașe dunărene și am văzut ce au. Un bazin de not, unde merită să vină și copilul ăla amărât, care nu are bani și poate trece pe lângă piscinele astea particulare din oraș și se uită așa din prin gard. Din punctul meu de vedere, și ce idee mi-a venit mai de mult, ar trebui creat un, nu știu, un, cum este în sector 4, oroșelul copilului, ar trebui creat un complex unde să existe și terenuri de fotbal, de mini-fotbal, de tenis și o piscină foarte mare pentru adolescenții sau oamenii, cetățenii orașului Giurgiu, care nu își permit să vină ori până în port, ori la alte piscine. O mare bază sportivă, da, un complex sportiv. Un complex sportiv unde și cu locuri de joacă și cu... De exemplu, noi n-avem nici piste de bowling. N-avem terenul de tenis, piste sunt puțin. Piste de bowling? Unde sunt, te-ai dus? Au fost. Au fost în Giurgiu, piste de bowling. Da, au fost. Da, da, în alea acolo. Până și orașul, da, Bolintin Vale are. Da. Piste de bowling, ba chiar au 4. Da, păi de ce? Că se înmulțesc terasele și... Da, cred că fac părinții eforturi mari să-i... să-i trimită la terasă acolo. Acolo socializați și voi. Ce înseamnă Consiliul Elevilor Libera? Clubul. Da, Consiliul. Probabil tu faci parte dintr-un consiliu. Ce înseamnă clubul? Este un mod de a face politică? Înseamnă politică sau o modalitate de a identifica problemele cu care se confruntă liceenii? Este o organizație politică, dar este o organizație unde poți să-ți exprimi punctul de vedere mai mult și mai repede.
pentru că în această organizație ai posibilitatea de a cunoaște oameni pe care îi vezi doar la televizor, ai posibilitatea de a intra în contact cu foarte multe persoane importante, persoane cheie, și este Clubul Elevilor Liberali, este organizația de elevi a Partidului Național Liberal, în care se înscriu liceenii, și prin această organizație promovăm foarte mult și identificăm nevoile tinerilor. Acum vă spun o părere și s-ar putea câteva persoane să se supere pe mine, dar eu sunt deschis și foarte sincer. În acest moment eu consider că acea structură a Ministerului, Consiliul Elevilor, nu mai reprezenta ce reprezenta în 2007. Și când am văzut acest lucru, odată ce am devenit președinte al Organizației Naționale de Elevi Liberali, da, sunt din septembrie anul trecut. Da. Iartă-mă că am omis asta, știam ceva. Asta, de aici transpare faptul că nu am discutat absolut nimic înainte de emisiune, ci pur și simplu te-am remarcat și am vrut să vii la emisiune să te cunoască, fiindcă eu te știu ca sportiv, ai apărut în mass media, ți-am auzit discursul și am zis, hai să-l cunoaștem pe Adrian Chiran mai bine. Da, ai fost sincer, ai spus că este și un mod de a face politică, bine, așa, din perspectiva elevului, și da, voi sunteți, v-ați maturizat precoce, am spus, este o altă evoluție față de cum eram noi, noi eram nevinovați și am prins bine, erau și alte vremuri. Da, câți membri aveți în CEL? O să spun prescurtat. La ce nivel? Giurgiu sau Național? La Giurgiu. La Giurgiu avem și o adeziune specială unde nu plătim cotizație, dar trebuie să existe o bază de date. Avem 113. Da. Pentru care activi sunt 47. Ce înseamnă activi? Activ, dacă, nu știu, dau un mesaj sau îi sun mâine la ora 7, ne întâlnim la sediu să discutăm ceva, acolo sunt la ora aia sau chiar mai devreme. Asta numesc eu activ. Activ într-o organizație de tineret înseamnă să vii la toate acțiunile, să-ți exprimi punctul de vedere, să te distrezi foarte mult alături de colegi. Când ai simțit pentru prima dată că locul tău este în Consiliul Elevilor Liberali? Înainte să intru în CEL. Cât de mititel erai? Când am intrat prima dată în CEL, aveam 15 ani. 15 ani aveam. De fapt 16 ani, nu, 15 ani jumate aveam. Cum vă percep pe voi ceilalți tineri? Ceilalți elevi. Ceilalți elevi? Da. Păi, care nu sunt membri? Ne percep ca pe niște, nu știu cum să vă spun, ca niște reprezentanți care să luptă cu adevărat pentru, pentru ideile și nevoile lor. De asta, și asta vreau să vă spun și mai devreme, când am devenit președinte național în septembrie, am vrut prima dată să-mi fac o echipă puternică și după să fac în așa fel, împreună cu echipa mea, ca acest club al elevilor liberali să fie cu adevărat reprezentantul tuturor elevilor din România. La fel și când am avut ședința națională acum o săptămână, când am vorbit, a venit și doamna Gorghiu la ședința noastră. Da, te-am văzut în fotografie, ai discutat cu dânsa? Da, am discutat probleme foarte importante, spre exemplu, de ce învățământul românesc este gratuit când cei de clasa 11 și 12 îți plătesc manualele. De ce? Ce răspuns a dat? Foarte interesant ce spui. Asta ne-a întrebat, dânsa ne-a întrebat acest lucru, dacă ni se pare ok și... Dar nu doar cei de clasa 11 și 12 își cumpără manualele. Să știi că și copiii mai mici. Știu, culegeri... Alternative, manuale... Da. Materiale așa, pentru olimpiadă. Nu mai este un învățământ gratuit. Da, nu este deloc. Nu, pe un părinte îl costă foarte mult să-și susțină copilul la școală. Și atunci când nu... Adică
am întâlnit și ai văzut, se înmulțesc acțiunile, măcar în precampanie, măcar în campanie, să dăm copiilor care nu au, să cumpărăm rechizite pentru copilași, devin dintr-o dată cazuri sociale. Pentru că învățământul nu doar că nu este gratuit, este foarte scump. De aceea și de foarte mulți ani Tineretul Național Liberal Giurgiu, la fiecare început de an, dăruiește, nu știu, un ghiozdan complet cu toate rechizitele necesare unui elev și de aceea vreau să fac o acțiune împreună cu Clubul Elevilor Liberal și celelalte structuri de tineret ale PNL Giurgiu să facem rost și de manuale pentru cei de clasa 11-a și a 12-a și dacă nu se poate, măcar să facem rost de materiale, de culegile necesare elevilor de care dau bacul anul acesta. Ai spus că ați avut conferința națională. N-a venit și președintele României care vrea învățământ ca în Germania? Când am făcut ședința națională, domnul Claus... Adică ar fi trebuit să fie acolo și sunt, nu mă feresc să fiu dură. La ședința națională vă referiți? Da. Când am avut ședința națională, domnul Claus Iohannis deja... Era în concediu. Nu, președintele României și deja nu mai avea voie să se asimileze politic. Da. Nu era neapărat o asimilare politic... Putea fi un invitat de onoare, dacă vrei. Da. Oricum, doamna Gorghiu mi-a propus să facem o întâlnire. Da. Reprezentanții, de fapt, câțiva reprezentanți ai Biroului Politic Național cu Comisia de Învățământ. Cu Comisia de Învățământ? Comisia de Învățământ a PNL. A PNL. Și ar fi un lucru foarte... Da. Bun. Astea sunt niște etape sau sunt niște acțiuni din bucătăria PNL, din bucătăria partidului. Toată lumea care ne privește așteaptă rezultate, rezultatele întâlnirilor. Ce faceți? Acțiunile astea, eu le salut, dar mă lasă indiferent. Așteptăm să vedem rezultatul, așteptăm să vedem... inițiativele serioase de la vârf și să vedem că Giurgiu nu mai este în coada clasamentului când vine vorba despre învățământ. De ce ai ales Clubul Elevilor Liberali? Și nu social-democrați, și nu... Există astfel de cluburi în toate partidele? Nu. Sau în mari... Din ce știu eu și așa, nu știu, o organizație mai activă este cea din PSD. A, Liga, da, marile elevilor, partide. Liga Elevilor Social-Democrați. Da. De ce ai ales liberalii? Păi, în primul rând că îmi place istoria și m-au impresionat faptele de atunci cu familia Brătienilor, cu ce s-a întâmplat atunci înainte de venirea comuniștilor la putere. Și nu știu cum să vă spun, dar știți că și părinții mei sunt politicieni și auzeam politică toată ziua în casă. Da, să știi că părinții tăi au învățat carte pe vremea comuniștilor. Da. Și au făcut-o și au învățat gratuit. Învățământul era gratuit și era învățământ. Și aveam profesori buni și pregătiți și sigur îți vor confirma asta. Știu. Mi-au confirmat de foarte multe ori. Să știi că pe vremea comuniștilor nu era atât de rău. Foarte puțini oameni își asumă să spună asta. Dar era un sistem... Egal pentru toți. Da, egal pentru toți. Fiecare sistem își are hibele lui, dar să știi că era un sistem sănătos, dacă mă întrebi pe mine, și poți să argumentezi 2 săptămâni de aici înainte. Asta ca o paranteză la ce ai spus tu. Așa. Și vreau de mult să mă implic în această organizație, dar nu puteam și pe hârtie, cum s-ar zice, adică nu puteam să fiu membru. Mai la început, de fapt am intrat în PNL cu TNL, cu Emil Epure și după am aflat că există acest club, Clubul Elevilor Liberali, organizația de elevi a Partidului Național Liberal, unde împreună cu el am reușit să formez o organizație de elevi care în mai puțin de 3 luni de zile a devenit cea mai activă din țară și am spus-o de foarte multe ori și o repet și
sunt mândru de acest lucru. În decembrie, în noiembrie am avut câteva întâlniri, asta în noiembrie 2013, în decembrie 2013 ne-am înființat și am făcut alegeri, în martie 2014 am fost declarați cei mai activi din țară. Da. Cei mai activi. Ce înseamnă cei mai activi? Prin acțiunile pe care le desfășurați? Povestește-mi despre acțiunile voastre. Am avut foarte multe acțiuni... am avut foarte multe acțiuni de când ne-am înființat, dar vreau să vă prezint acele acțiuni pe care le-am organizat singuri. Adică, nu ca să ne lăudăm noi, ci... Nu este o laudă. Da, ci ca să ne... Să prezint mentalitatea elevilor, să prezint spiritul organizatoric al elevilor. Am organizat prima dată, ne-am făcut cunoscuți cu acea cupă, prima ediție a Cupei C la Atletism Memorial Ion Banu, unde am organizat-o și în a doua ediție și a fost un impact foarte mare pentru noi și prin acea acțiune ne-am făcut cunoscuți. Am mai organizat și un concurs de not unde au participat foarte mulți prechindei. Am făcut și acțiuni unde nimeni n-a dat niciun ban, zero buget și la fel o acțiune de impact când am donat haine pentru sinistrații din Serbia, acum un an și ceva. Am făcut o petrecere, tot la fel în două ediții, anul trecut am făcut-o cu temă hawaiană, anul ăsta cu temă orientală și anul ăsta au fost și mai mulți. A fost neoficial declarată de tineretul George Vean cea mai tare petrecere a verii. Am organizat și un cross, un weekend de fapt, un weekend plin de acțiuni unde pentru prima dată am împărțit flyere. De ce e bine să te lași de fumat și ce se întâmplă dacă te lași de fumat acum, care sunt efectele peste 2 zile, peste 2 săptămâni, peste 2 luni, peste 2 ani. Unde asta sâmbătă și a doua zi am organizat un cross în parcul elevilor, unde au participat la fel foarte mulți. Au participat nu numai tineri, giurgiuveni cu vârste cuprinse între 9 și 42 de ani. Foarte frumos. Țin minte că asta a fost chiar atunci când a venit europarlamentarul Adina Valean la Giurgiu. Chiar în acel weekend, chiar în acea zi. Da. Cum vă percep pe voi seniorii liberali? Simți că sunteți luați în serios? Da. Dacă mă întreb pe mine, ar trebui să vă ia foarte în serios, pentru că voi ați construit ceva. Și chiar suntem luați. Sunteți unde era organizația PNL Lucian Iliescu, da, în top. Sunteți la vârf. Da, suntem luați. La nivel național, așa, pe segmentul vostru. Cum sunteți percepuți de seniori? Cum vă văd ei pe voi? Ne percep ca pe niște tineri care vor schimba, nu în totalitate, dar vor schimba clasa politică în viitor. Nu toți care sunt membri acum, dar reprezentanții și cei care vor fi în organizațiile viitoare, CEL, CSL, TNL, PNL, ne percep ca pe niște tineri care vor schimba clasa politică și care vor construi o nouă Românie. Asta e viziunea mea. Acum, nu știu, și sper că va fi și așa. Și a lor, nu? Da, și a lor și sper asta că va fi așa. Asta vă spun. Dar simți că sunteți luați în serios? Da, mai ales la nivel național. Dar nu numai la nivel național, ci și la Giurgiu foarte mult. Ți-a scăpat, mai ales la nivel național. Da, este un lucru surprinzător pentru că foarte mulți seniori nu știau sau nu știu de... Și vorbesc de seniori cheie, vicepreședinți... La Giurgiu, nu? Seniori cheie la nivel național, foști miniștri, actuali miniștri... de acest club al elevilor liberali. Cu toate că organizația există din 1946. Da? Da. Și primul care a fondat această organizație, atunci se numea Gruparea Colegială Liberală, a fost fiul vitreg al lui Dinu Brătianu, domnul Dinu Zamfirescu, dacă ați auzit. Da. Cu care mai trăiește și acum și cu care am făcut o conferință în ianuarie, mai mult o masă rotundă, care s-a numit Elevii Liberali de ieri și de astăzi. Și le-am prezentat elevilor veniți din foarte multe județe, au venit până și din Timișoara, la București, unde le-am prezentat istoria Clubului Elevilor Liberali și istoria PNL. Da, cu cine vă înțelegeți? De cine vă simțiți foarte apropiați aici la Giurgiu? P-
Păi de cel care ne-a susținut și ne susține în continuare, este, de fapt, cel care, sunt foarte mulți seniori care ne susțin, dar cel care ne susține cu adevărat și sunt eu sigur de asta este domnul Dumitru Băian. Da? Sunt sigur de asta. Va... Și nu numai pe noi, ci întreaga organizație de tineret, și care include și TNL și CSL și CEL. Dar, bine, sunt foarte mulți seniori care sprijină, între ei se numără și domnul Popazu, și domnul Marciu. Oricum, sunt foarte mulți, dar cel mai tare susținător, așa cum, cel mai înfocat susținător al nostru, al tineretului, este domnul Dumitru Băian. Da. Ce acțiuni aveți pe probabil aveți niște planuri de viitor. Da. Care sunt țintele? Noi, la început de anotimp, ne propunem, facem un mic calendar de acțiuni. Acum vom începe anul prin această acțiune în care vom dărui foarte multe ghiozdane complete elevilor de toate vârstele. De unde aveți bani? De la seniori. De la seniori? Da, sunt destui seniori care cotizează. Și nu cotizează, voi, la inițiativa voastră, vă duceți, ajutați-i pe copii, voi identificați cazurile, nu? Da. Da, nevoile copiilor și atunci seniorii vin și vă sprijină. Da, și... Mă gândesc că așa funcționează. Încă o dovadă că seniorii au foarte mare încredere în noi, că le prezentăm planul pe scurt și da, vă dau cât aveți nevoie și facem. Da. Dar acest lucru, încă un caz care nu are legătură cu Giurgiu, dar a avut, este doamna Raluca Surdu. Da. Care imediat ce i-am prezentat un mic plan, când am făcut întâlnirea națională la Giurgiu, a rămas impresionată și a zis da, facem. Și mi-a dat banii necesari. Da, foarte frumos. Ați păstrați o legătură cu doamna Raluca Surdu? Nu, acum... Nu știu, seniorii, dar noi... Seniorii, probabil că da. După vom avea un concurs, noi cei din Clubul Elevilor Liberi al Giurgiu, vom organiza un concurs de judo. Cel mai probabil la sala de atletism Marina Nastasovici, că se practică mai multe sporturi în acea sală. Nu zic cu răutate, pentru că îmi plac elevii care fac sport, dar... Încă un lucru, că ne lipsește un spațiu. Ar trebui creat o sală specială pentru judo, încă o sală pentru tenis de masă și încă o sală pentru box. Eveniment urmează să aibă loc miercuri. Aveți o ședință miercuri, nu? Sau am auzit eu înainte de emisiune, parcă spuneai. Nu, mâine... Sau mâine. Da, avem uite, n-am înțeles bine. Da, avem o ședință cel Giurgiu. Da. Unde, ca invitat special, avem pe domnul Nicolae Florian. De ce l-ați invitat? Pentru că dânsul este, cum să vă spun, pe lângă faptul că și dânsul este un susținător al tinerilor și de asta suntem cu toții siguri, pentru că am văzut acțiune pe care le-a desfășurat și cu asociația. Vreau ca dânsul să vadă ce idee avem noi, ce perspectivă avem noi, să vadă că suntem o organizație puternică și de viitor. Și serios. Și serios. Da, așteptăm, ți-am spus, să vedem efectele. Spune-mi, care este modelul tău în viață, nu politică, în viață? În viață. Modelul tău. Păi, cel mai adevărat model este chiar tatăl meu. Care sigur se uită la tine acum, da, și are o lacrimă în colțul ochiului și are de ce să se emoționeze. Da. Și tu ești foarte emoționat acum. Modelul este tatăl tău, iar fizic îi semeni foarte mult mamei tale. Da. Că așa sunt băieții. Dar în politică, ce model ai? Eu am două modele. Două. Două. Poți să ai mai multe. Da, două. Pe un...
dacă vi-l spun pe primul, nu o să rămâneți surprins, dacă vi-l spun pe al doilea, o să rămâneți. Și vă spun și de ce sunt modelele mele. Aștept. Unul este domnul Dumitru Beianu, care dânsul m-a învățat prin sfaturile pe care mi le-a dat și din ce l-am văzut, cum să mă comport ca politician, cum să am o diplomație, cum să vorbesc cu omul, cum să explic de ce am spus așa, de ce am promis și n-am făcut, cum să explic că am promis și am făcut, cum să vorbesc eu cu cetățeanul, cu cetățeanul care vreau să mă voteze. Cum să transmit. Da, cum să am acea carismă și cum să fiu eu un politician deschis care vorbește cu omul. Asta m-a învățat și nu poate să nege nimeni acest lucru. Și al doilea este chiar actualul senator Lucian Iliescu. Da. De mult l-am avut pe domnul Iliescu ca model. Mi-a plăcut foarte mult. Și acum îmi place chit că uite, nu mai este... Uite, vezi, fără să știu lucrul ăsta, am făcut imediat o asociere între faptul că ai dus organizația pe primul loc în top și ce a făcut Lucian Iliescu la vremea aceea. Da, și de foarte mult timp, de când eram mic, dânsul m-a învățat și la fel, și prin sfaturile pe care mi le-a dat, că pot să vă spun că mi-a dat niște sfaturi foarte bune, și din... experiența dânsului. M-a învățat cum să fiu un lider adevărat, cum să am oarecum pumnul de fier, cum să fiu un lider bun și să aduc organizația în top, cum să îmi țin oamenii aproape și... Cum îți ții oamenii aproape? Spune-mi într-o frază. Mulțumindu-i pe toți. Toți? Da, pe toți, pe care... pe acei oameni care ți-au fost alături pe același drum, care au urcat cu tine... Și care m-au ajutat să urc. Și să mă îndepărtez de acei oameni care se mănâncă între ei, care, nu știu, care sunt... Să-i las să se mănânce sau să încerci să mediezi? Să-i elimin pe acei fripturiști, cum s-ar zice, da. Pentru că mi-a spus și din experiența dânsului și... Domnul Iliescu. Da, și... Ți-a spus că... Dânsul a avut revelația cam târziu. Da, asta e, omul din greșeli învață indiferent de vârstă. Da. Dar mi-a spus că pe acei oameni care îmi sunt alături și care simt eu că sunt capabil pentru funcția pe care chipurile mi-o cer dacă voi ajunge lider sau care nu știu, pe care trebuie li s-ar potrivi. Da, li s-ar potrivi dacă simt eu că e capabil și mi-a fost alături. Cu cea mai mare drag, să fie avansat în funcția aia și să-l ajut. Deci totul așa, conform meritelor. Da. Și eu așa, pe acest mod am mers eu de când sunt președinte la acel Giurgiu. Am mers mereu pe meritocrație. Da. Deci mereu am mers pe acest lucru și am avut numai de câștigat. Și mi-am ținut oamenii aproape și am mers cu toată echipa și la nivel național, dar și la Giurgiu, pe aceeași linie. Da, e bine să se spună, băi, cu ăla nu-ți merge. Da. Știi că așa se discută. Păi, noi am cam ajuns la final, dar te întreb acum, aceste două personaje politice de pe scena politică giurgiuveană, știu că sunt modelele tale? Cred că da. Le-ai mărturisit? Nu le-am mărturisit, dar oarecum cred că le-am dat de înțeles. Da, ce păcat că modelele nu sunt prietene între ele, chiar dacă, deși au fost la un moment dat. Ultima întrebare. Unde te vezi peste 10 ani? Peste 10 ani? Te rog să nu fii modest, să îndrăznești să visezi. Vreau să mă văd unde, nu știu, ce mi-am propus eu. Ce deputat, ți-ai propus? Deputat. Și vă spun la modul cel mai sincer. Vreau să mă văd deputat tânăr. Da. Dacă mă întrebi pe mine, vei fi un deputat. Și de regulă nu mă înșel, am așa un feeling. Ești un tânăr determinat sau, și te văd. Sau dacă nu, sigur, absolut sigur voi candida într-o funcție publică peste 9 ani, pentru că atunci când voi avea, când vor fi alegerile peste 5 ani, peste 4 ani de la 2016, voi avea 22 de ani. Și ca să candidez într-o funcție publică trebuie să ai minim 23. Da. Și dacă mai adăugăm încă 4 ani, 26. Și la 26 de ani voi fi sigur într-o funcție publică, pentru că sunt ambițios și cred în mine. Bravo.
Îmi place discursul tău. Cineva spune: felicitări, Adrian, sunt convinsă că vei reuși să duci cu succes la bun sfârșit toate proiectele tale. O vecină și în același timp o prietenă care are încredere în tine. Și mie mi-a inspirat încredere, chiar dacă par subiectivă, determinarea ta, făcând abstracție de emoțiile pe care le-ai avut, fiindcă ai fost în platoul emisiunii, pe mine m-au convins. Adrian Chiran, o să mai mulțumesc pentru prezența în platou. Și vă mulțumesc pentru invitație. Și te mai aștept și altă dată. Vreau să ne povestești. Acum ne-am familiarizat cu tine, te-am cunoscut, vreau să vii cu rezultate și suntem cu ochii pe tine. Da, Adrian Chiran, un viitor deputat, deputat la 26 de ani, știe ce vorbește, simte, se va lupta pentru asta, pe mine m-a convins. Doamnelor și domnilor, îl urmărim pe acest tânăr, o să-i urmărim traiectoria în politică. Sigur, este ascendentă pentru că este ambițios, măcar că și-a căpătat, și-a educat ambiția în sport. Da, omul, copilul, tânărul este obișnuit să performeze. Atât pentru această seară, noi ne revedem joi la o nouă ediție, E timpul să vorbim. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine!